Oameni suntem toți, om însă, numai din când în când câte unul, acela care nu-și desminte obârșia divină, iar om, cu o mare, numai unul, Iisus Hristos, care pentru noi oamenii, Dumnezeu fiind, s-a făcut om. Slavă ție celui ce ne-ai arătat lumină, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și prepământ pace întru oameni bunăvoire. Lăudăm-te bine, te cuvântăm, închinăm uneție, te slăvim pre tine, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Mai înainte de a se zidi omul și cele văzute, în lumea nevăzută a îngerilor, s-a întâmplat o nebună noutate. Lucifer și ceata sa au vrut să fie ei mai presus de Dumnezeu. Celelalte căpetenii de oștire cerească s-au împotrivit acestei nebunii. Lucifer însă ca fulgerul a căzut de la fața lui Dumnezeu, făcându-se din înger luminat, drac întunecat. Protivnicul a dat primul război cu Adam în rai și prin el cu noi, cu toți, întrucât toți eram în Adam. E primul război pierdut de om. Înfrângerea lui însă o repetă întreg neamul omenesc, mii de ani de-a rândul. Iar ceea ce a făcut Adam, facem și noi, fiecare. E limpede că la mijloc a fost o neascultare, o încovoiere a unei meniri date omului de Dumnezeu. De atunci firea noastră în îndoită învrăjbire se află. Învrăjbirea lăuntrică, cu Dumnezeu și cu sine însuși, și învrăjbirea în afară, cu semenii și cu toată firea. Așa se face că împătrit greșim împotriva lui Dumnezeu, împotriva noastră înșine, împotriva aproapelui și împotriva firii întregi. Adică păcatul sau decăderea firii ne-a făcut să pierdem pacea cu Dumnezeu, pacea din lăuntrul nostru, pacea cu oamenii și pacea cu toată firea. Iată de ce și fiarele fug de om. Învrăjbirea aceasta ne urmărește ca o lege de pedeapsă dată firii. Ea întunecă chipul nostru cel după Dumnezeu. Dar sufletul nu s-a întunecat de tot, căci a mai rămas conștiință, ca o stea ce nu s-a stins de pe cerul raiului. Și mereu ne aduce aminte de obârșia noastră dumnezeiască și ne îmbie o refacere. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și
puterile sufletului, mintea, iubirea și voința, după rânduirea aceasta veche, își aveau lucrarea și ținta către Dumnezeu. De la neascultare încoace, puterile sufletului, nemai fiind unite în Dumnezeu, ci învrăjbite și aprinse de gânduri ce se contrazic, nu mai lucrează după fire, ci lucrează cel mai adesea contra firii. După cuvântul sfinților, toată strădania diavolului aceasta era și este: să desfacă dragostea sufletului nostru de Dumnezeu și să o lege de orice afară de Dumnezeu. Drept aceea vrășmașul, ca să-și ajungă ținta fără de legii, îmbie sufletului ispita întâi, cea prin plăcere, aducându-i momel plăcute la vedere și bune la gustare, potrivite cu fiecare putere frântă a sufletului în parte, iar pe trup îl împinge să le împlinească cu lucrul și să le facă tot mereu. Nu Dumnezeu este Cel ce nu ne mai iubește și nu ne mai vede, ci noi suntem cei ce nu-L mai iubim și nu-L mai vedem, căci între noi și El e zidul păcatului. Dar ca să fie stăvilită pustirea aceasta, s-a arătat Fiului Dumnezeu ca să sfărâme lucrările diavolului. Prins în cercul vicios dintre păcat și plata lui, întruparea și moartea Domnului Hristos au adus oamenilor o altă naștere și a schimbat sensul morții, făcând o moarte a păcatului din fire și cale a învierii. Biruința Mântuitorului e unică. Fără El, nimeni nu mai poate câștiga o a doua biruință asupra răului. Astfel, ne-a dăruit și nouă biruința asupra morții, întrucât celor ce trăim viața în Hristos, moartea nu ne mai este o groază, ci o dezlegare definitivă de păcat. În felul acesta zicem că biruim și noi, dar de fapt e Iisus Hristos care câștigă războiul. Ni s-a împărtășit pe sine în primele trei sfinte taine, fiecăruia îndată după venirea noastră în lume. Acestea sunt Sfântul Botez, ungerea cu Sfântul Mir și Sfânta Împărtășanie, iar la vârsta priceperii, cunoștința de Dumnezeu. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, Sfântul Botez, Biserica lui Hristos ne naște de sus în obștea creștinilor sau a ucenicilor Domnului. Prin El primim ștergerea păcatului străvechi. Prin Sfântul Mir primim sălășluirea noi a darurilor Duhului Sfânt, potrivit cu atot știința și orânduirea lui Dumnezeu ce are în viață cu noi, cu fiecare. Iar prin Sfânta Împărtășanie
îl primim pe însuși Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Tot la botez mai primim de la Dumnezeu și pe Îngerul Păzitor, care răspunde de noi și de darurile primite, atât în vremea vieții, cât și la ieșirea noastră din viața pământească. Mântuitorul nostru nevăzut se îmbracă cu noi și pe noi ne îmbracă cu sine, căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Omul cel dintâi, luat din pământ și pământesc, se îmbracă în omul al doilea, care este din cer și se face ceresc. Iar primul om ceresc este Iisus Hristos, omul cel nou, care este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Făptura noastră, cea sufletească sau duhovnicească, se unește cu Hristos, iar El se face Duhul nostru. Iată pe scurt ce este tămăduirea firii noastre sau înnoirea omului. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aliluia! Iisus Hristos e pus spre căderea și ridicarea multora, nu numai în Israel, și în lumea întreagă. Aceștia sunt anii de sminteală despre care zice Iisus că și aceștia trebuie să vină. Sunt vremuri și împrejurări în toate vremurile. Când a spune adevărul și a propovădui îndreptarea, îți pot pune viața în primejdie de moarte. Când condiționezi mântuirea de datele din afară, al existenței, e ca și cum ai atârna-o de condițiile omului vechi. Deschizi larg poarta deznădejdii. Mântuirea e un fapt interior al întâlnirii noastre în conștiință cu Hristos, singurul care poate să ne izbăvească din robia sau condițiile patimilor și ca urmare să ne dea dinăuntru o mare liniște printre toate cele din afară, din care ultima e moartea. Realmente în Hristos suntem botezați și îmbrăcați duhovnicește și pecetluiți de 7 ori cu pecetea Duhului Sfânt, încât nu e o părere, ci o realitate interioară de care, cu regret, nu ne folosim. De Cezar ascultăm, lui Dumnezeu ne închinăm. Ascultarea față de stăpânire merge întru toate lucrurile pe care le cere, afară de lepădarea credinței. Când stăpânirea cere ceva contrar vreunui cuvânt al lui Dumnezeu, avem îndreptat sfatul Sfântului Apostol Petru, că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Trăim acum cele mai bune vremuri de mântuire. Doamne al puterilor, fii cu noi, căci prealtul afară de tine, ajutor într-unecazuri, nu mai toți părerea că ei știu cum să-și ducă viața și nimeni nu are dreptul să amestece în viața lor. Asta e Himalaya prostiei omenești. Părerea că ei știu. Avea multă dreptate cineva când spunea: ca să-ți faci ideea infinitului, gândește-te la prostia omenească.
nu mai are margini. Proștii sunt singurii oameni care nu-și recunosc greșelile lor. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns. Când am adus aminte de Sion, aliluia, aliluia, aliluia. Să scap de gânduri. Mândria dă o plăcere minții, dar o întunecă.
Dovadă că mintea găsește mai bună starea dinainte, când te lăudau oamenii pentru nevoințele pe care ți le cunoșteau. Și altă dovadă că mândria întunecă mintea e faptul că tu crezi cu mintea ta că și singură te poți scăpa de gândurile rele. Că acestea nu sunt adevărate dovedește faptul că tulburarea crește. A învățat nu poți, deși odată puteai, iar voința e înfrântă de prima coajă de pâine. Nu te teme. Așa începe calea cea bună, cunoscându-ți și recunoscându-ți neputințele și mândria. De aceea ia calea îmbiată de toți sfinții părinți. Ar spune toate la timp și nu le mai lăsa vreme, că se întăresc și se înmulțesc și mai multă bătaie de cap îți dau. Când vii și îți pui îndată relele tale, ai ascultare. Și pentru ascultare capeți smerenie. Când nu vii îndată, îți crezi minții și ai mândrie. Iar mândria aduce tulburare. De aceea, cu smerenia să arzi dracii și le fă deșartă lupta lor cu sufletul. Ia de ajutor rugăciunea lui Iisus, rugăciunea minții. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Fiindcă Iisus îi bate pe dracii de la suflet și prin puterea sa dumnezeiască, dar și prin smerenia ta. Pentru a merge cu spor și nu cu pagubă în calea aceasta, ai trebuință de om și de Dumnezeu. Pe unul găsești în duhovnic și pe Dumnezeu pretutindeni, dar îl chem să-ți ajute prin rugăciune neîncetat. Aceștia doi se luptă pentru tine dacă ții și tu la ajutorul lor și ți-l cer la timp și fără timp. Rugăciunea smereniei străbate cerurile și primește răspuns. Rugăciunea mândriei primește numai o sândă. Una e a lepădării de sine, cealaltă a iubirii de sine. Căutați la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Deci smerenia e odihna sufletului. Zici că de atâta vreme n-ai venit să spui gândurile care te tulbură pentru că ți-a fost rușine. Rușinea asta e tot o mândrie. Tot o meșteșugire a celui mândru ca să nu piardă el sămănăturile lui din mintea celui pe care îl luptă. Drept aceea, de această rușine mincinoasă să nu mai asculți. Dacă e vorba de o rușine adevărată, numai una poate să fie. Rușinea în fața lui Dumnezeu de a fi ascultat de diavol. El însă e așa de hoț că nu-ți spune că el e cel ce amăgește și îți bagă în cap că tu de la tine faci ce faci și de fapt tu faci ale lui. Diavolul vrea din toată puterea să nu crezi în existența lui. El atunci te lucră mai bine, când mintea ta nu-l simte. De aceea are el mare interes să-ți afume mintea cu mândria și inima cu iubirea de sine. Sfinții, cei cu inima curată, dacă e cu rost dumnezeiesc, ajung așa de ascuțiți cu vederea încât îl văd. De ei nu-și mai poate ascunde prezența. Abia atunci fuge de om. Totuși nici pe ei nu-i lasă fără război. Fie că ridică cu ei războaie prin oameni, fie că îi părăsește o vreme îndelungată ca să le strecoare în suflet ispitea sfințeniei sau a desăvârșirii. De aceea, fiindcă meșteșugirile sale sunt așa de rafinate, Dumnezeu ascunde de sfinț starea lor de reală sfințenie, încât aceștia extrem de rar sunt conștienți de sfințenia lor. Ca să nu cadă în ispitea sfințeniei sau a desăvârșirii, cea mai subțire formă a mândriei, Dumnezeu se ascunde de sfinți, încât aceștia îndură cele mai grele chinuri sufletești. Trec prin părăsirea prin care a trecut și Iisus pe cruce. De aceea se urmărește și lepădarea de sine. Cu asta îi slăbește și demonului putere. Altfel, draga mea,
nu ajungi să trăiești pe Hristos. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, aliluia, că în veac este mila lui, aliluia. Mărturisiți-vă Dumnezeului, Dumnezeilor, aliluia, că în veac este mila lui, aliluia. Cu mână tare și cu braț înalt, aliluia, că în veac este mila lui, aliluia. Celui ce-a despărțit Marea Roșie întru despărțituri, aliluia, că în veac este mila lui, aliluia. Și i-a răsturnat pe Faraon și puterea lui în Marea Roșie, aliluia, că în veac este mila lui, aliluia. Celui ce a bătut împărați mari, aliluia, că în veac este mila lui, aliluia. Moștenire lui Israel, slugii sale, aliluia, că în veac este mila lui, aliluia. Și ne-a izbăvit pre noi de vrăjmașii noștri, aliluia, că în veac este mila lui, aliluia. Este în noi o mică, uneori chiar mare, contrazicere. Este duhul iubirii de sine care jerfește oamenii și duhul jerfirii de sine pentru iubirea de oameni. Amândouă vor să ne mențină în viață. Decât că duhul iubirii de sine vrea să ne mențină în viața aceasta pământească, de cele mai multe ori prea stricată și plină de păcat. Pe când duhul jerfirii de sine caută să ne câștige viața cea fără de sfârșit și cu desăvârșire sfântă. E o mică vrajbă noi, între vremelnicie și veșnicie, între sfințenie și păcat, între Dumnezeu și diavol. Sunt două conștiințe în noi și fiecare caută să câștige stăpânirea asupra celeilalte. Conștiința eului și conștiința religioasă, propriu zis. O conștiință că totul ești tu și faci ce vrei tu, nu atârn de nimeni, și conștiința că atârn de Dumnezeu. Acestei situații de vrajbă îi zice Dumnezeu: cel ce voiește să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Nu poți urma pe Dumnezeu urmându-ți ție. Trebuie să alegi între tine și Dumnezeu. E o alegere care te poate pierde, dar tocmai această pierdere pentru Dumnezeu te câștigă. Creștinismul i-a făcut conștienți pe oameni de libertatea lor.
Libertatea este un dar excepțional. Însă pentru cine se iubește numai pe sine, e tot așa de mare primejdie. Iubitorul de sine își înclină libertatea spre fără de legi, la care ajunge rob și din om neom. Libertatea își câștigă însă valoarea de mântuire numai dacă trece prin jertfă. Liber ajunge numai cel ce se leapă de toate și în primul rând de sine. Ucenicii lui Iisus sunt oameni liberi. Libertatea aceasta presupune o austeritate a vieții. În împărăția religiei, libertatea nu e un concept abstract, ca în câmpul cunoașterii în general. Aci, ea e o structură a omului devenit spiritual, străbătut de adevăr încă din veacul acesta. Unul ca acesta, chiar de-ar tăcea, mărturisește oamenilor pe Iisus, cel ce l-a făcut liber. Aceasta e ceea ce urmărește Iisus când ne cheamă să-i fim ucenici, începând de la libertate. Noi avem între noi și Iisus un munte care trebuie trecut, iar ce e mai greu e că muntele e în noi și n-ar trebui, după cuvântul lui Iisus, decât un grăunte de credință și ar dispare muntele și l-am găsit pe Iisus. Dacă tu crezi în ceea ce spui, credința ta se mută la cel pe care îl înveți, la cel cu care stai de vorbă. Iar dacă nu crezi tu, nu vei putea să-l transformi nici pe cel pe care îl înveți. Nu vei birui dacă nu faci tu ceea ce spui. Cuvintele tale să fie ca ale lui Dumnezeu. Să nu bagi învățături omenești în numele lui Dumnezeu, căci va fi vai de tine. Iar dacă unii nu ascultă de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt, adică prin faptele voastre, când vor vedea felul vostru de a trăi curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoabă de afară, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăție nepieritoare, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Osteniți-vă Domnului, căci secerișul este mult și secerătorii puțini. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sunt unii lipsiți de darul credinței. Aceștia nu vor să creadă din două motive. Sau sunt stăpâniți de dracul mândriei, sau pentru că nu vor să fie, să existe un judecător drept, care să le ceară socoteală de faptele lor nelegiuite și de viața imorală pe care o duc. Aliluia, aliluia, aliluia.
Întovărășiți-vă știința cu osteneala purificării trupești și sufletești. Dacă tu crezi și lucrezi ceea ce spui, cu aceasta vei birui și vei răspândi lumină în jurul tău. Slavă ție, Doamne. Slavă Să vă povestesc pe scurt subiectul unei piese de teatru, scrisă de dramaturgul francez Edmond Rostand. Se intitulează Chantecler și din ea putem trage câteva învățăminte. Cocoșul Chantecler, care trăiește la o fermă, are convingerea că prin cucurigul său face să răsară soarele. Numai că o făzăniță, pe care urmează în pădure, îl atrage spre locul unde cântă privighetoare. Chantecler uită de misiunea sa, uită să cânte și totuși soarele răsare. S-ar putea trage următoarea concluzie. Nimeni din lume nu este absolut necesar pentru nimic. Vei fi sau nu, vei interveni sau ba, lumina tot se va face, cu tine sau fără tine. Există o energie ascunsă care mână lucrurile înainte. Să nu-ți închipui sărmană făptură pieritoare, oricât de bine ai fi de înzestrat, că dacă nu ești tu, lucrurile n-au să meargă înainte. Prin urmare, la ce străduință? Oricum vor sta lucrurile, tu îndeplinește-ți înainte menirea pe care o simți, dacă o simți. Poate că nu mai înțelegi rostul încordării și sensul utilității tale. Nu înceta să fii ceea ce ai fost. Isprăvește ceea ce făceai, ca și cum n-ai fi încercat nicio dezamăgire. Poate că fără știința noastră slujim un scop superior al naturii, un cel care e prea mare ca să-l înțelegem, prea vast ca să ne-l închipuim și pentru care Dumnezeu ne-a pus în suflet impulsiunea oarbă pentru noi, dar luminată pentru El. Soldatul nu pricepe planul generalului, dar fără să-l priceapă, îl aduce la îndeplinire. Întocmai așa sună cuvântul Scripturii. Să le spui cuvintele mele, ori tu-l asculta, ori nu tu-l asculta. La sfârșitul adolescenței încep ispitele mai mari. Unii încep să alerge după femei și cine face curte nu face carte. Alții încep să bea, să fumeze, să-și irosească timpul cu tot felul de prostii. Să știi că luarea examenelor se face în regim de abstinență, de castitate. Prin înfrânare, energia genezică trece ca energie vitală în sânge și asigură sănătatea tuturor organelor și a gerimea minții. Și atunci înveți ușor și ții minte ce înveți. Decăderea neamului pleacă de la decăderea moral-biologică a indivizilor.
Aceasta se manifestă în familie și prin aceasta în interiorul neamului. De aceea, pentru regenerarea neamului, e necesară regenerarea familiei, care trebuie să-și împlinească rolul de naștere a copiilor sănătoși fizic și mental. E necesară păzirea curăției trupești și spirituale până la căsătorie, care trebuie să fie binecuvântată de Dumnezeu în taina căsătoriei. Tinerii să păzească cenzura din interior, prin credință și moralitate creștină, și cenzura din exterior, prin evitarea desfrânării, atât înainte, cât și în timpul căsătoriei. Omul trebuie învățat cum să-și chivernisească sămânța de om, energia genezică menită să perpetueze specia umană. Energia genezică cere două cenzuri, una din afară, păzirea curăției, a castității până la rostul binecuvântat de Dumnezeu în taina căsătoriei, adică zămislirea și nașterea de copii, și cenzura din interiorul familiei față de formele degenerate ale iubirii conjugale, adică exacerbarea sexualității, abuzurile sexuale, avortul și toată gama de metode pentru evitarea maternității. Energia aceasta cu funcție endocrină, bine strunită, trece în sânge, se convertește în altă energie și dă organismului sănătatea completă, care se transmite și urmașilor. De îndată ce este tâlhărită, în formele de desfrânare, sănătatea se pierde și starea aceasta duce la urmași degenerați. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Sunt unii care se leagă din adolescență unul de altul, fără să mai cunoască și pe alții. De cele mai multe ori aceste relații eșuează. Pentru alegerea unui partener în vederea căsătoriei, e bine să faci cunoștință cu mai mulți tineri sau tinere, cam de vârsta ta, de condiția ta, de cultura ta, cu care să ajungi prin întâlniri și discuții la o prietenie sinceră și curată, care să evite orice încercare de sexualitate, adică păzind respectul reciproc și urmărind numai prietenia. Prietenia adevărată este o virtute. Ea se poate baza pe un ideal comun de viață, pe preocupări religioase și morale, pe cunoașterea reciprocă a sănătății și a originii. Mai apoi, când ești cu studiile aproape de terminare, sau le-ai terminat, dacă optezi pentru căsătorie, intensifici întâlnirile cu acela care corespunde cel mai bine vederilor tale. Să-i cunoști și familia și neamul. Cauți să te întâlnești mai des cu persoana aleasă. Îi ieși în drumul pe unde umblă și discuți mai mult problemele vieții, inclusiv problema vitală a căsătoriei. Până la urmă, interesul tău pentru persoana în cauză va fi receptat și încetul cu încetul, sentimentul de încredere va crește și în cele din urmă se va transforma în iubire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tinerii absolvenți de teologie, care optează pentru preoția de mir, să aibă o atenție deosebită în alegerea ființei care va fi alături, deoarece căsătoria nefericită a preotului are urmări dezastruoase, atât pentru preot, cât și pentru credincioșii pe care îi păstorește. Viitoarea soție a unui preot trebuie să fie nu numai sănătoasă trupește, gospodină, modestă, ci să aibă și o credință puternică și iluminată în Dumnezeu. Să aibă dragoste de biserică
și de credincioși în mijlocul cărora va trebui să trăiască. Luxul, mândria, privirea de sus sunt mari defecte ale unei soții de preot. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile sfinților apostoli milostive, curățește-mi mulțimea păcatelor noastre. Minciuna, chiar între trei ușoare de glumă, poate fi dăunătoare. Aveam în meditație un școlar. A dormit odată după amiaza cam mult. Când s-a trezit, era 7:30 seara. Cum era somnoros, l-am luat prin surprindere. Repede, băiete, la școală, că-i târziu. Dar parcă e întuneric afară, zise el. Da, este. Dar în dimineața asta e eclipsă de soare. S-a conformat crezând situația descrisă. Luând ceva în gură, dă să plece la școală. Stai, gicule, că-i seară. A, râzi de mine. Și dă repede să plece. A fost nevoie să-i spună și alții că e seară și nu dimineață. Iată un exemplu că o minciună, când e crezută, stăruie ca un adevăr. Atunci am văzut chipul dezorientării pe fața unui copil. Aliluia! Cuvintele interzise orientează greșit sau dezorientează. Deci trebuie să fii mai presus de cuvintele oamenilor ca să nu te atingă nici o cara, nici lauda din ele. Cuvintele sunt ființe vii, capabile să facă treaba la care au fost trimise și trăiesc până la judecata de apoi dinpreună cu toate urmările lor. De aceea se zice că 10 porunci are înțelepciune. De 9 ori să taci și odată să vorbești. Și atunci puțin. Doamne, strigat-am către tine, auzi-mă, auzi-mă, Doamne, Doamne, strigat-am către tine, auzi-mă, ia aminte glasul rugăciunii mele. Când strig că în împărăția lui Dumnezeu nu intră nimic necurat. Puțin sunt aceia care rămân în împărăție, încă de la judecata particulară pentru veșnicia nesfârșit. Toți ceilalți, deși credincioși, dacă nu s-au curățit prin pocăință de păcatele lor, trec în lumea nevăzută cu sufletul bolnav, dar n-au pierdut putința de a ajunge odată și ei în obștea Bisericii lui Hristos. Până atunci suferă în iad, căci în iad sunt mai multe feluri de osândiți, unii pentru vecii vecilor, alții până la judecata de pe urmă, când îi scoate biserica luptătoare de pe pământ prin rugăciune și milostenie. Amin.
aici în viața pământeană. Dacă vrei să te pocăiești, poți să o faci. E o faptă a libertății voinței. Dincolo, nu mai e libertatea voinței. Dacă cineva ar fi scos din iad, aceasta se datorează ostenelii rudenilor și rugăciunilor biserice. Fără libertate și fără har, nicio suferință nu plătește nimic, cu atât mai puțin suferința din iad. Precum nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu, așa nimic bun, oricât de puțin ar fi, nu rămâne în iad pentru totdeauna. Amin. Iubirea a coborât pe Dumnezeu în trup. Iubirea a sfârmat porțile iadului. Iubirea scoate din moarte și nu te lasă să te pogori în întuneric. Iubirea e însușirea lui Dumnezeu, prin care a creat lumea văzută și nevăzută, și toată făptura care îl cunoaște de Tată e străbătută de iubire. Ce sunt sfinții? Sunt oameni ca și noi. Decât că aceștia au pus iubirea de Dumnezeu mai presus decât iubirea de mamă, decât iubirea de tată, decât iubirea de fiu, decât iubirea de patrie, decât iubirea de pământ, decât iubirea de lumea asta. Sfinții, prin urmare, sunt oameni care au ascultat întocmai de Iisus, iubindu-L pre El mai presus decât acestea. Într-o zi am ascultat necazul unei mame. Fata ei a fost credincioasă până i-a murit soțul. Când s-a răzvrătit și contra icoanelor. Adică Dumnezeu e bun numai cât îți merge bine în lumea asta? Dar când îți vine un necaz, te întorci împotriva icoanelor, a bisericii, a lui Dumnezeu. Omul ăsta a iubit ceva din lumea asta mai mult ca pe Iisus. Și Iisus a zis limpede: cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Acum știți ce-s sfinții, eroii iubirii divine. Am avut o vreme în viața mea și viața mea se aseamănă cu a tuturor oamenilor, în care mi-era rușine să pomenesc numele iubire.
pentru că nu știam de iubirea divină, ci numai ce iubesc oamenii. Se întrec să iubească păcatele, mărirea de șartă, strălucirea, luxul. Și pentru asta îmi era oarecum rușine să pomenesc numele iubire. Dacă iubești pe Dumnezeu, atunci te sfințești. Dacă iubești păcatele, ajungi să te îndrăcești. Puneți astea două, iubirea de Dumnezeu și iubirea de păcat, ca două capete de scară pe care suie și coboară oamenii. Băgați de seamă, astea două capete vi se îmbie acum cu gândul de a vă sui de la iubirea de păcate la iubirea de Dumnezeu. Aceasta e lupta ce ne stă înainte, având privirea la Iisus, căpetenia și împlinitorul credinței. Îngerul a strigat către cea plină de daruri, curată Fecioară, bucură-te și iară zic, bucură-te că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt și pe morți i-a ridicat. Veseliți-vă, popoarelor, popoarelor, lumina Lumina-ți-te, lumina-ți-te, noule, Ierusalime, că slava Domnului peste tine. Acum și te bucură, Sioane, iar tu curată, născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o învierea celui născut, născut al tău. Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe singurul său fiu l-a dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
e mai mare iubirea aceasta decât iubirea care a creat lumea. De data aceasta stăvilarele dragostei se ridică și iubirea se naște pe pământ în persoana lui Iisus Hristos, pârjol de cer în inimile oamenilor. Amin. Cu adevărat, iubirea e calea cea mai scurtă și mai presus de orice cale spre desăvârșire. Prin iubire avem înăuntrul nostru împărăția cerurilor. Dacă iubirea e porunca ce rezumă Scriptura, sigur că numai ea e chemată să pună capăt judecăților, răzbunărilor și a tot războiul cel ucigaș dintre oameni. Porunca aceasta nu aștepta să o împlinească alții întâi. Împlinește-o tu întâi și după tine se vor lua mulți. Dar trebuie să știi, dragul meu, că e vorba de o iubire fără margini. O iubire care iartă toate, lăsând judecata în seama lui Dumnezeu. O iubire care nu cade la oricâte probe s-ar întâmpla să ajungă. Slavă ție, Doamne! Copiii mei, care primiți astăzi pe Iisus în sfânta împărtășanie, rămâneți într-o dragostea mea, care e dragostea lui Iisus. M-am înhămat la carul unui ideal cam greu. Transformarea omului în om. Însă toate idealurile mari au în ele ceva paralizant. Nu
nu te lasă să te ocupi de nimicurile acestei vieți. Tatăl nostru, care ne ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pre pământ, precum în cer și pre pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, cine-i zbăvește, Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 în satul Vața de Sus din țara Zarandului, sat ce aparține comunei Vața de Jos, în partea de sud a munților Apuseni. Părinții săi, Iosif și Creștina, l-au botezat cu numele de Zian Vălean. A urmat Liceul Național Ortodox Avram Iancu din Brat și în 1929 s-a înscris la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, pe care a absolvit-o în 1933. Aflând de talentul său la desen și pictură, mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, l-a trimis cu bursă la Academia de Arte Frumoase din București, unde a studiat în perioada 1933-1938. La 11 septembrie 1936 a fost hirotonit diacon celib pe seama Catedralei Mitropolitane din Sibiu. În 1939 a fost timp de 3 luni la Sfântul Munte Athos ca să deprindă călugăria de acolo. Pe 3 mai 1940 a fost tuns în monahism la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, primind numele de Arsenie. Ca preot, duhovnic și stareț va începe cu putere și duh apostolesc și chiar prorocesc mișcarea unică de la Sâmbăta de redeșteptare religioasă și morală a credincioșilor. A fost arestat prima oară în iulie 1945 la mănăstirea Bistrița de Vâlcea și anchetat la Râmnicu Vâlcea. În continuare a fost urmărit și supravegheat până la sfârșitul vieții. După instaurarea regimului comunist, în 1948, părintele Arsenie a fost arestat și anchetat la Făgăraș și Brașov. Mișcarea religioasă de la Sâmbăta avea învergură națională. În noiembrie 1948 a fost mutat de la Sâmbăta la mănăstirea Prislop din țara Hațegului, județul Hunedoara.
În 1951 a fost trimis pentru mai mult de un an în lagărele de muncă forțată de la canalul Dunăre-Marea Neagră. În noiembrie 1955 a fost iar reținut și anchetat la Timișoara, Jilava și Oradea, fiind eliberat în aprilie 1956. În 1959, printr-o decizie a Episcopiei Aradului, a fost scos abuziv din mănăstire și s-a interzis să mai slujească la altar. A fost apoi angajat ca pictor la atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor din București. Din 1968, timp de 15 ani, a pictat biserica din satul Drăgănescu, din apropierea Bucureștilor. Mii și mii de oameni l-au căutat mereu pentru sfat și îndrumare. A trecut la Domnul pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, unde avea un mic atelier, într-o casă unde câteva maici de la Prislop amenajaseră un așezământ monahal. A fost înmormântat pe 4 decembrie 1989 la mănăstirea Prislop. După 1990 au apărut mai multe cărți sub semnătura părintelui Arsenie Boca, cele mai importante fiind Cărarea Împărăției și Cuvinte Vii. Mormântul său de la Prislop este astăzi loc de pelerinaj. Mii și mii de oameni îl cinstesc ca pe un sfânt.